Salutare, dragi prieteni, eu sunt Dodo și mă cam chinui așa să stau pe jos cumva ca să mă vedeți și pe mine, pentru că voi face unboxing-ul unei carcase. Carcasă pentru că, exact cum v-am spus, nu mai suport temperaturile crescute din cutia mea, din biroul meu. Așa că mi-am luat o carcasă să vedem dacă cu carcasa asta treburile stau mai bine. Așa că o să-i fac unboxing și un review la carcasa aceasta, ca mai apoi să fac un video în care să vă arăt cum se montează componentele într-o carcasă. Așa că fiți pe fază. Urmează să aduc cutia cu carcasa. Ei bine, este o carcasă NZXT H440. Negru cu roșu. Este variantă pe alb, este variantă pe albastru și așa mai departe, pe verde. Hai să vedem ce avem aici, mai exact, pe cutie. Mid Tower Case NZXT și asta e carcasa. Haideți să desfacem, să vedem ce avem în cutie. Ce avem în cutie, ce ne oferă aceștia și cum arată carcasa. Pentru că și eu sunt foarte, 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 foarte curios. Așa că uitați-o cum arată. Avem pe acest geam, care este, cred că plastic. Ei bine, de ce mi-am pus mănuși? Pentru a nu lăsa urme pe carcasă. Dacă aș fi fără mănuși, aș lăsa urme pe toată carcasa. Ei bine, exact ceea ce vă spuneam eu. Avem nevoie de niște picioare înalte la carcasă. Ei bine, carcasa asta are niște picioare peste 2 cm, vreo 3 cm cred că înălțime la picioare, ceea ce o să o facă să fie mai înaltă. Să treacă aerul pe dedesubt, pentru că dedesubt avem sursa. Ia uitați! Măi, e o carcasă super, arată foarte, foarte bine. Îmi place. Fața ei, carcasei, mamă, dar cum sună? Pentru că are șasiu de oțel. Are șasiu de oțel. Așa arată fața. Ia să vedem cum desfacem fața. Pentru că trebuie să existe... foarte simplu se desface fața. Și uitați-o, este antifonată. Ceea ce înseamnă că nu o să mai facă gălăgie. Aer va trage prin partea de sus, dar prin lateral cel mai mult. Da? Prin lateral. Unde avem această sită. Este un plastic, lucios, gros, de altminteri, uitați cât este de gros, se vede că este de calitate și este îmbrăcat cu tablă. Hai să vedem mai departe ce avem, pentru că am desfăcut capacul, filtrul de praf. Filtrul de praf care mi-ar fi plăcut să-l văd magnetic. E bine, nu este magnetic? Ba da, este magnetic, dar nu în totalitate. Are doar acești magneți în partea de sus. Se văd magneții. Doi magneți în partea de sus și în partea de jos intră oricum eu, e în regulă, pentru că pe aici trage aerul, ceea ce înseamnă că va forța sita să stea către ventilatoare. Deci fiind partea din față, aerul din față intră înăuntru, pe aici. Ventilatoare de 120 mm. Poate că era mai bine dacă puneau de 140 de mm, doar că de 140 de mm poți să pui doar două ventilatoare. Dacă pui de 140 de mm, sunt doar două ventilatoare. Ei bine, eu am comandat și un cooler pe apă. Ei bine, acel cooler o să-l pun în locul la două ventilatoare de aici. Da? Pentru că e ocupă cât două ventilatoare. Așa că voi renunța la două ventilatoare, mă rog, voi renunța, pentru că aceste două ventilatoare le voi pune în partea deasupra. Și mai exact, hai să vedem, voi pune filtru, să nu pierd, și hai să vedem partea de deasupra, pentru că și partea de deasupra trebuie să se desfacă. Avem aici butonul de power, butonul de reset, avem căștile, microfon,
două porturi USB 3.0 și două porturi USB 2.0. E foarte, foarte ok. Hai să vedem spatele, da? În față am văzut. Avem un geam. Doar că acest geam este plastic. Inițial eu am crezut că e sticlă. Sticlă. Da? Dar este plastic. Ok, nu mă deranjează atât de mult, atât doar că trebuie să fii foarte, foarte atent ca aceasta să nu se zgârie. Mă rog, dacă chiar ai pretenții foarte, foarte mari, se poate decupa un geam, o sticlă și să se pună în locul acestui plastic. Mă rog, poate o să o fac pe parcurs. Hai să vedem mai departe spatele carcasei. Spatele carcasei, în partea de jos, bine montată sursa, e clar. Aici avem un ventilator, de 140 de mm, deci un ventilator mare, ceea ce înseamnă că nu o să facă gălăgie. E foarte important. De ce? Pentru că în partea din spate nu mai avem izolare fonică. Dacă nu avem izolare fonică, atunci s-ar fi auzit foarte, foarte zgomotos, dacă era mai mic ventilatorul. Mă rog, și un ventilator mic poate fi bun și silențios, dacă se ia după aceea separat. Dar mă rog, fiind un ventilator mare, nu va face așa mare gălăgie. E ok, un spate bun, impecabil. Tabla, o tablă de calitate, mai groasă. Asta am și căutat. Știți, carcasele cu tablă subțire zângăne din toate, zdrângăne. Ei bine, asta nu o să zdrângăne. Hai să vedem acum să desfacem capacul, pentru că mă interesează și capacul. Am spus că desfacem partea deasupra. Hai să vedem. Nu știu dacă o desfac bine. Am desfăcut partea de deasupra. Ei bine, partea de deasupra, mă, dar ce material gros. Partea de deasupra este antifonată și ea. Aer trage prin margini, pe lateral, unde este această sită. Foarte tare, dar știți cât e de grea chestia asta? Deci un plastic gros, cum am spus, îmbrăcat cu tablă. Da, și avem porturile în partea asta, îmi place că porturile rămân. Nu rămân pe capac, să trebuiască să ai foarte mare grijă atunci când desfaci, să nu smulgi cablurile, e ok. Așa că o să las deocamdată și asta deoparte. Să dăm jos capacul. Ok, șurubelnița mea magică, șurubelniță care a făcut sute de sisteme. Și fiți atenți, o chestie tare la șuruburi. Îmi place că avem șuruburile pentru sursă. Șuruburile rămân. Un lucru bun. Și ușor se dă capacul jos. Ce uitați capacul, fiți atenți. Avem acest geam. Acest geam, cum v-am spus, este din plastic, dar partea liberă, pentru că e făcută să nu se vadă o parte, partea care e cu tablă, vedeți aici e cu tablă, partea cealaltă, uitați, e antifonată. Bun, încă un plus. Și hai să vedem acum interiorul cutiei. Dar o să pun așa, să nu o zgâri, pentru că vreau prima dată să vedem ce avem aici. Păi aici, NZXT, aici este luminos, e un logo luminos. E bine, o să vedeți în momentul când voi monta componentele, pentru că următorul video va fi cu componentele, cum montez componentele în această carcasă. E bine, avem aici șasiul ăsta care ține eBay-urile, dar acestea se pot demonta. Și o să vedem cum se pot demonta, adică putem să facem gol. Adică, vedeți cum arată în partea asta. E bine, mie nu-mi place, eu toate astea vreau să le scot afară. Nu vreau să am nimic. Vreau să am liber. Pentru că oricum nu ai posibilitate să pui un DVD. Deci, ia uitați. Nu ai loc pentru DVD. Nici în față și o să vedeți că nici în spate. Ei bine, aici avem sursa și tot aici putem să ne punem două SSD-uri. Avem posibilitatea să prindem două SSD-uri exact deasupra de sursă. E un lucru bun. Cu management al cablurilor foarte, foarte bun. După cum vedeți, toate găurile astea și aici avem cauciuc. Un cauciuc foarte mare. Pe unde poți să treci cablurile, adică cablurile de la sursă trec prin spate și o să vedeți pe unde și o să iasă exact unde avem noi nevoie să avem cablurile. Și dacă tot am vorbit de partea cealaltă, hai să desfac și cealaltă parte. Ia să pun eu așa. Asta. Bun. Și o să desfac și partea, capacul asta. Ok. Deci îmi place pentru că nu... Mamă, ce tablă groasă e. Are o tablă groasă. Ei bine, s-a ușurat carcasa. Ei bine, ia uitați. Capacul la fel. Izolat fonic.
Și hai să vedem spate. Ei bine, avem ventilatoarele, toate ventilatoarele vin conectate aici. E un lucru bun. Avem ventilatoarele, ventilatoare care o să poată fi controlate din interior. Pot fi controlate din BIOS, pot fi controlate dintr-un program. Adică să conectăm, să controlăm toate ventilatoarele. În același timp, mai avem posibilitatea să mai adăugăm încă 3 ventilatoare. Ceea ce e un lucru bun. 3 ventilatoare, adică 3 ventilatoare la partea de sus. Da? 3 ventilatoare la partea de sus. Pentru că eu voi adăuga 2 ventilatoare din față, voi pune deasupra, și unul pe care eu îl am, voi pune unul în partea asta, să fie ceva luminos, adică să aibă și ceva lumină, pentru că ventilatoarele cu care vine această carcasă nu are lumină. Voi pune una aici și oricum o să luminez eu pe interior cu niște LED-uri. Așa că, uitați, ăsta este spatele. E bine, exact ce vă spuneam eu. Eu nu am nevoie de toate chestiile astea, așa că le pot scoate afară. Ia uitați. Un lucru bun pentru că nu am nevoie. Ia uitați. Toate șuruburile rămân atașate. Toate șuruburile rămân atașate. Asta înseamnă că nu o să le pierzi. Îmi place. Asta e tot tablă. Tot tablă și o tablă destul de solidă. E bine, îmi place chestia. Deci oricum toate astea le voi da afară. Nu am nevoie absolut de nimic. Nu am nevoie absolut de nimic. Un hard disk care îl voi pune, deci hard disk-ul le voi pune în partea de jos. În partea de jos. Și eu aici voi avea liber, adică nimic. Aici în partea de jos o să pun hardul, dar o să vedeți voi atunci când voi monta sistemul. Hai să vedem ce avem aici mai departe. Astea sunt cablurile și aici avem USB 2.0, USB-urile, da? Avem USB-urile cât și sunet, da? Astea vor trebui conectate pe placa de bază. Și o să vedeți, bineînțeles, în videoul ce va urma, veți vedea cum se face acest lucru. Și hai să vedem, pentru că noi aici avem o cutie. Deci aici trebuie să avem șuruburile. Ia să vedem totuși ce șuruburi ne-au dat ei. Așa. Și să vedem aici. Poate le împrăști toate pe jos. Ai mă, nene, mă. A, sunt într-o punguliță. Cutia e goală și toate sunt puse într-o punguliță. Deci avem niște șoricei din aceștia. Niște șoricei. Bravo lor. Nici o pungă n-a fost. Și aici avem detalii despre cum să o montăm. Avem niște șoricei care să prindem cablurile în spate aici, pentru că aici o să avem o grămadă de cabluri. Dar o să vedeți cât de bine se poate monta cablurile. Avem aici un spațiu destul de mare ca după ce prindem cablurile, tabla, care capacul să nu stea cumva să fie forțat. Deci avem loc. Aici avem un logo. Ia uitați ce logo mișto. Aici ce mai avem? Avem niște șuruburi. Astea cred că sunt de la placa video, aș putea spune. Ce mai avem pe aici? O grămadă de șurubele, dragii mei. Aici sunt o grămadă de șurubele. Ia uitați. Astea sunt pentru hard disk-uri. Aici pentru ventilatoare. Și astea la fel. Mamă, dar cât o grămadă de șuruburi. Deci nu ai nevoie. Și știți ce nu văd eu? Ia să vedem. E prins aici pe interior. A, da. Avem pe interior, mi-a fost frică, dar avem și de rezervă. Avem și de rezervă. Măi, foarte tare. Avem tot ce ne trebuie la carcasă. Șuruburi mai multe decât ar fi nevoie, decât ar fi necesar. Bravo lor. Deci avem de toate. Filtru. Avem și un filtru în partea de jos. Avem și un filtru în partea de jos care ar trebui să desfacă în față. Da. Ia uitați. Un filtru destul de des, e perfect. Asta fiind pentru sursă, da? Pentru că și sursa trage aer pe partea de jos și atunci e bine să fie un filtru și în partea de jos la sursă. Pentru că sursa e foarte importantă să nu intre praf la ea. Deci asta este carcasa. După cum vedeți, avem fantă în partea din spate. Înăuntru este un negru mătuit, așa, mat, un negru mat. Avem cablurile, cred că o să fie perfect. Cred că nu se văd decât cablurile de la placa video. Foarte tare. Alea se vor vedea pentru că placa video vine în față. Deci e o carcasă foarte, foarte tare.
Așa că acum o să mă pun să montez înapoi ca să o avem cât de cât montată. Așa arată. O carcasă simplă, cum v-am spus, pentru că nu am nevoie de bisbrizul, nu am nevoie de DVD, pentru că nu mai folosesc DVD sau CD de nu știu cât timp, așa că nu am nevoie. Îmi place că am două porturi USB 2.0 în față, deci deasupra, și două 3.0. E perfect. Exact ce aveam nevoie. Pentru că foloseam și așa, oricum o să mai folosesc hub-uri, dar îmi place să am partea asta în față, pentru că o să le folosesc foarte des. În același timp îmi place pentru că, haideți să vă spun, mai erau carcase, variante de carcase de la Corsair. Erau carcase de la Corsair care deasupra nu avea acest plastic protector. Da? Și avea un filtru, cu toate că nu știu de ce îi pui filtru. Ia să vedem aici. Deci, de ce îi pune filtru la ieșire? Da? La ieșire are un filtru. Asta probabil că nu îl folosești să nu intre praf. Pentru că pe aici e evacuare, pe aici scoate aerul. Deci aerul din carcasă nu-ți mai trebuie filtru. Eventual dacă trece vreun fir de praf pe la filtre, să ți-l scoată afară. N-ai nevoie de filtru în partea asta. Ei bine, e avea doar acel filtru peste ventilator. Dacă ai vărsat ceva înăuntru, ceea ce s-a întâmplat și la Vlad, automat îți intră direct la componente și e stricată PC-ul. Așa, având chestia asta, deci poți să pui ceva deasupra, mă rog, cu toate că nu e indicat. Dar oricum, dacă îi pune ceva, un pahar, o cană deasupra aici, niciodată nu o să ai teama aia, dom'le, îmi intră apă și încarc direct în componente. Bine, o să-ți intre pe ei să zici că strică hub-urile, aceste porturi USB, dar nu-ți intre direct la componente să-ți ardă PC-ul. Deci, oricum e indicat, dar totuși e ferit. E ferit și protejat de praf, deci e în regulă. E un negru mat, îmi place, un negru mat și așa grunjos, așa, știți? Adică e ok. Așa că asta e carcasa. O carcasă frumoasă, simplă, cu niște picioare foarte, foarte înalte. Așa că, dragii mei, o să ne întâlnim în video următor în care am să vă arăt cum se montează componentele într-o carcasă. Așa că, dragii mei, aceasta a fost carcasa NZXT H440, carcasă roșu cu negru. Sper să vă placă. Mie unul îmi place, mă rog, mie trebuie să-mi placă, dar voi vedeți despre ce este vorba. Este o carcasă care am luat-o la 539 de lei. O carcasă care, zic eu, că își merită banii din plin. Dar vom vedea când vom monta componentele, dacă va fi și eficientă această carcasă, dacă va fi eficientă antifonarea făcută la această carcasă. Așa că da, dragii mei, până data viitoare când voi monta componentele în această carcasă, eu v-am salutat și v-am pupat!